Salut și bine ați venit la Limba Germană cu Gerhard. Astăzi un video din seria pentru elevii mei. Acum o să vorbesc despre elevii cu care eu nu pot lucra. Și asta poate fi șocant. Și eu știu, da, profesorii din spațiul est-european de obicei țin să creeze o imagine de perfecțiune. Adică profesorul nu face greșeli, profesorul are mereu succes. Profesorul poate toate. Și atunci, dacă eu spun așa ceva sau fac așa tema imediat, 50% poate închid video sau se supără sau nu știu ce, din cauza că un profesor adevărat n-ar trebui să vorbească despre așa ceva. Dar sunt de părere că scopul meu nu este de a mă adapta la așteptările elevilor, mai ales dacă este vorba de a învăța o limbă pentru a migra. Dacă eu vreau să înveț limba coreană pentru a mă stabili în Corea de Sud, atunci eu sper că profesorul meu de coreană nu se va adapta la mentalitatea mea germană, ca eu, la urma urmei, să ajung în Corea fiind absolut nepregătit pentru mentalitatea lor. De aceea, asta doar un mic comentariu. Și da, desigur, eu spun foarte clar, nu sunt profesor ideal pentru mulți elevi, poate și pentru majoritatea elevilor, eu nu sunt profesorul potrivit. Și asta este absolut ok, fiindcă și asta este o mică lecție de diferențe culturale care, cred că, unde eu poate cu aroganță spun, care în spațiul post-sovietic încă nu a ajuns la toată lumea. Adică că omul este un individ, da? Și există elevi diferiți. Da? Și eu consider că nu există o abordare perfectă pentru toți elevii. Da? Așa cum noi avem mărimi diferite de încălțăminte, avem gusturi diferite la muzica, la bere, la vin sau nu știu ce, adică lumea se deosebește, așa este și la învățătură. Da? Și ideea nu este de a găsi profesorul perfect sau elevul perfect, dar a găsi combinația perfectă între obiectivele și personalitatea elevului și ceea ce poate oferi profesorul. Da? Și atunci spun, care sunt elevii cu care eu nu pot lucra bine? De obicei, fac aici improvizat o listă, că nu sunt pregătit aici pe hârtie. Aș spune, în primul rând, din experiență, lucrez mai puțin cu elevi VIP, adică cu persoane foarte importante. Asta nu înseamnă că asta exclude faptul că pot lucra, adică am unii elevi care sunt persoane destul de cunoscute, dar ca regulă, oameni care se consideră VIP la mine nu prea se simt acasă. În primul rând, mulți dintre ei vor doar lecții individuale și eu consider că lecțiile individuale nu sunt așa de eficiente cum ar fi lecții într-un grup mic unde puteți practica dialoguri și așa. Da? Dar iarăși, diferența de mentalitate, sunt multe persoane care consideră că anume lecții individuale sunt mai eficiente. Poate pentru ceea ce vreau ei sau se așteaptă ei, la mine lecțiile sunt focalizate pe interacțiune. Deci eu sunt antrenor pentru a vă ghida în comunicare. Da? Și de aceea ca la taekwondo sau la karate, aveți nevoie un partener la lecție. Da? Și așa și la mine. Și, și la fel, încerc să tratez pe toți elevii la fel și de aceea cei care sunt mai VIP, adică simt un pic înrosiți la mine sau poate nu le atrag atenție sau poate eu tremur sau nu zâmbesc suficient. Da? Al doilea tip de elevi cu care nu pot lucra sunt persoanele care consideră că eu trebuie să fiu un fel de motivator. Eu asta nu consider. Eu nu consider că eu trebuie să vă conving să învățați germană, fiindcă poate așa am fost învățați la grădiniță, la școala primară și așa mai departe și vom spune că da, dar am avut profesori care m-au motivat să învăț, da. Eu spun atunci următoarele. Probabil, dacă tu ai avut așa profesori, la chimie, matematică, geografie, da, care este efectul acum? Tu în continuu, da? Tu pe școală ai continuat să citești cărți de fizică, chimie și așa mai departe. Dacă da, bravo. Dar de obicei, când cineva ne motivează, cândva, o motivație se oprește din momentul când persoana nu mai este lângă noi. Și eu asta nu vreau.
Sau eu văd că video nu se oprește, asta e interesant. De obicei am o limită de 5 minute, hai să vedem dacă mai pot spune câte ceva. Deci eu nu consider că trebuie să vă motivez, eu, da, pot să vă ajut, cum să vă automotivați, adică eu mereu încerc să găsesc pentru fiecare elev teme, hobby-uri sau mai departe, care le putem lega cu limba germană, astfel încât elevul să fie motivat. Da? Deci noi, dacă depindem de cineva care să ne facă să ne simțim motivați, atunci noi nu vom ajunge foarte departe. Așa cum după școală majoritatea oamenilor au oprit să învețe temele respective. Da? Și al treilea tip de elev care cu mine nu funcționează, nu e prea compatibil, asta sunt, asta ceva foarte banal, dar sunt unii elevi care cred că vin ca la manicură sau la pedicură și este un, adică profesorul învață, adică le pune în cap limba germană fără ca ei să facă vreun efort și cu asta nicăieri nu ajungem departe, dar elevii aceștia atunci se plâng că, da, dumneavoastră cereți așa autodisciplina și așa ceva și eu asta nu am. Spun că da, atunci, dacă n-ai, dezvoltă asta, nu? Fiindcă, la urma urmei, nicăieri nu ajungi departe fără autodisciplina. Poate la unele lecții te simți, poate simți că ai succes, dar după un an, după 2 ani, cândva ajungi plafonul tău. Bine, mă opresc aici, sper că s-a înregistrat frumos și ne vedem data viitoare. Pa, pa!